În unele sate din Mehedinți, oamenii trăiesc acum câteva secole. Se întâmplă și în Cătunul Știucan din comuna Căzănești, acolo unde singura fântână cu apă potabilă a ajuns într-o stare deplorabilă. Au cerut sprijin și primarului pentru a putea să o refacă, însă nimeni nu pare să-i asculte. Între timp, singurul loc de unde sătenii pot să ia apă se degradează de la o zi la alta. Se spune că omul sfințește locul. Cătunul Știucan face parte din comuna Căzănești, comună condusă de primarul Ovidiu Lădaru, care de la începutul mandatului pare să fi condus însă doar primăria. Nu o spunem noi, ci oamenii locului, care mai pe sub mână, de frică să nu le fie tăiat ajutorul social, mărturisesc faptul că sunt nevoi să se descurce singuri. Nu ar fi de făcut lucruri prea mari, dar dacă nu e voință, nu e nici implicare. Vă e frică de... Păi da, e frică de primar. Nu e frică, că nu faci mie ceva, dar... Mata, nu vorbești că ți se supără. Nașul, Fina nu vorbește, Fina nu vorbește că se supără neanielul, tot se supără că se supără primarul, că vorbește că se supără primarul, care are ajutor social și dacă nu ea, dacă ea vorbește, îi tai ajutorul social. Printre lucrurile date uitării din comuna Căzănești se numără și fântâna din Știucani. Pare să fie singura cu apă potabilă, însă locul arată dezastros. Construcția s-a degradat, astfel că pune în pericol și viața celor care se apropie să ia apă curată. Nu de puține ori, oamenii s-au dus cu rugăminți și la primar să repare fântâna, dar degeaba. De fiecare dată când au fost campanii electorale, toți ne-au promis că ne-o refac. Dar, până la urmă, nimeni. Acum vreo 3-4 ani de zile, au venit ai de la ajutorul social și au pus 3-4 lopeți de balastru. În rest, nimic. Și asta e fântână din strămoși. Și e cea mai bună apă. Acum, să vedem ce zice domnul primar de la noi. Că ne-a promis, de când a venit primar, că ne face... Și nu ne-a mai făcut-o. Întrebat despre situație, edilul comunei Căzănești spune că nu știe despre acest lucru, chiar dacă este primar de 12 ani în funcție. Eu nu știam că e acolo și că prezintă problemele astea, că nu mi-a spus nimeni până la dumneavoastră. Deci nu aveați habar de acea fântână, nici n-ați știut de ea. Nu știam că e în domeniul public, aia vă spun. Eu știu de bunarul celălalt pe lângă asfalt. De asta vă spun că avem în domeniul public și că a venit cineva să o reparăm și n-am vrut. Comuna Căzănești este un loc pitoresc, care surprinde prin frumusețea peisajelor pe care natura le-a conturat aici. Însă pe cât de mare este comuna, pe atât de puțin sunt oamenii care o mai locuiesc.